Biserici, am citit la seara zilei din 14 mai, când îl prăznuim pe Sfântul Mucenic Isidor. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, Sinaxar, 14 mai. Pomenirea Sfântului Mucenic Isidor. În timpul domniei lui Decius, acest Sfânt Isidor a fost luat cu sila din insula Chios în armatele împăratului. Isidor se lipise încă din copilărie de credința creștină și își petrecuse întreaga viață în postiri, rugăciuni și fapte bune. Dar în armată, aflându-se și declarându-se el creștin, comandantul l-a înșfăcat, i-a cerut explicații și i-a poruncit să se lepe de Iisus Hristos și să aducă jertfă idolilor. Sfântul atunci a zis: chiar dacă îmi vei ucide trupul, dar asupra sufletului meu nu ai nicio putere. Cu mine este adevăratul Dumnezeu cel viu, Iisus Hristos, care în mine trăiește, acum și după moartea mea. El este cu mine, iar eu întru dânsul și cu dânsul rămân și nu voi înceta niciodată să mărturisesc sfânt numele Lui, atâta vreme cât voi avea în mine o suflare de viață. Mai întâi, comandantul a poruncit ca Isidor să fie biciuit cu vine de bou, iar după aceea a pus să-i se taie limba. Dar chiar și fără limbă, Isidor, prin Duhul lui Dumnezeu, grăia limpede și mărturisea numele lui Iisus Hristos. Între timp a căzut pedeapsa lui Dumnezeu asupra comandantului, care deodată a muțit cu desăvârșire. La sfârșit, comandantul cel mut a făcut semn ca lui Isidor să-i se taie capul. Isidor s-a bucurat auzind posânda. Lăudând pe Dumnezeu, el a urcat pe eșafod, dol pe care i s-a tăiat capul anul 251. Însoțitorul lui Amuna i-a îngropat trupul cu cinste. Apoi s-a încununat și el cu cununa muceniciei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Preacuvios Serapion Sinoditul. Sinoditul înseamnă straie de bumbac. Serapion era numit Sinoditul deoarece nu îmbrăca pe trupul lui decât un singur strai, un singur rând de haine, un singur strai, o singură cămașă de bumbac. El cu sine avea pururea Sfintele Scripturi. Serapion viețuia ca o pasăre a cerului, neavând nici acoperiș, nici griji, și mergea din loc în loc, până și singurului strai de bumbac l-a dăruit unui nevoiaș care îngheța de frig, astfel încât Serapion a rămas complet gol. Când cineva l-a întrebat: Serapioane, cine te-a dezbrăcat? El a arătat către Sfânta Scriptură ce avea cu sine și a zis: aceasta. Până la urmă, până și Sfânta Scriptură a dăruit-o ca preț de răscumpărare pentru un datornic, al cărui creditor l-a amenințat cu închiderea în temniță din pricina datoriei. Odată, pe când s-a aflat la Atena, el nu a gustat nimic timp de 4 zile, căci nu putuse găsi nimic de mâncare și atunci a început să plângă de foame. Când filosofii atenieni l-au întrebat de ce plânge, Serapion a spus: la 3 am fost dator, pe 2 am despăgubit, dar al treilea însă mă chinuiește. Primul a fost pofta desfrânării, care m-a chinuit pe mine din tinerețele mele. Al doilea a fost iubirea de argint, iar al treilea este stomacul. Primii doi m-au lăsat în pace, iar acest al treilea încă mă chinuie. Filozofii au dat un ban de aur cu care să se ducă să-și cumpere pâine. Serapion s-a dus la brutar, a luat de la el doar o singură pâine și a lăsat banul de aur și a plecat. La vârstă înaintată fiind, Serapion s-a înfățișat cu pace înaintea lui Dumnezeu în veacul al V-lea. Tot în această zi, pomenirea fericitului Isidor, cel nebun pentru Hristos. Acest Isidor a fost de neam germanic. Venind la Rostov, el a iubit din tot sufletul credința ortodoxă. El nu numai că s-a îmbrăcat cu Sfântul Botez al dreptei credințe ortodoxe, mergând la biserică și împărtășindu-se cu Sfintele Taine, dar a luat asupra lui și aspre nevoințe monahicești, făcându-se nebun pentru Hristos. Iată un sfânt de origine germană care s-a făcut nebun pentru Hristos în Rusia.
Prefăcându-se nebunele, își petrecea ziua propovăduind oamenilor, iar noaptea rugându-se. El nopțile le trecea într-o colibă făcută din nuiele, pe care și-o durase într-un teren mlăștinos. Mari și minunate au fost minunile pe care acest sfânt al lui Dumnezeu le-a lucrat atât în timpul vieții, cât și după moarte. Unui negustor care fusese aruncat dintr-o corabie și se înneca mare, Isidor i s-a înfățișat, mergând pe apă ca pe uscat, apucându-l de mână și ducându-l pe uscat. Când slugile gneazului de Rostov nu au voit să-i dea lui Isidor un pahar de apă rece, așa cum el ceruse, și l-au aruncaseră de la ușă, atunci toate buțile de vin ale gneazului au secat pe dată. În ceasul în care Isidor a dormit somnul cel de veci în coliba lui, în 14 zile ale lunii mai, anul de 1484, tot Rostovul s-a umplut de bună mireazmă duhovnicească. Negustorul pe care Isidor îl scăpase de la moarte prin înnec, a ridicat în cinstea Sfântului Isidor o slăvită biserică, chiar în locul în care el își slăvise coliba lui. Cântare de laudă pentru la fericitul Isidor, cel nebun pentru Hristos. Fericitul Isidor cu sine s-a luptat, până când patimile i s-au făcut ca și crengile unui copac uscat. Dar chiar și un copac uscat să lase face albinelor ce își aduc acolo mierea, dar chiar și din stânca uscată izbucnește câteodată și apă. Trupul fericitului de Duhul s-a covârșit, în inima lui îndulcițu-sa mierea harului. Trupul unui nebun fântână s-a făcut puterii lui Dumnezeu. Iar în zdrențe se ascundea comoara neprețuită. Marele Isidor zăcea pe gunoaie, pe străzi el strigase, sărind și fugind, neavând nici acoperiș, nici hrană, nici prieteni, ci pururi deasupra-i ochiul făcătorului său. El a fost pildă vie oamenilor deșerți, iar celor precum vitele de pământ legați le-a fost o mustrare. Cuvântul pildei vieții lui a fost: oamenii lor, grijile voastre la piire vă duc. Omul fericit nu e cel pe care ale lui Dumnezeu le fură, ci e cel pe care însuși Dumnezeu înăuntru l-are sălăjuit. Adică omul care trăiește furând, cerșind har de la Dumnezeu, ci cel care îl poartă în sine pe Dumnezeu. Poartă în sine pe Dumnezeu, Dumnezeu se odihnește în el și atunci devine purtător de Dumnezeu și Dumnezeu îl iubește și trăiește cu drag în el. Păcatul prin care smintim pe alții este dublu păcat. Omul înțelept se străduiește ca nici să nu scandalizeze pe cei din jur, nici să-i ducă la păcat prin exemplul lui păcătos. Sfântul Ambrozie a lăudat această înțelepciune pe care a văzut-o la împăratul Valentinian, cel care a murit la o vârstă tânără, dând următoarele exemple din viața lui. Auzind că se vorbește despre el în cetatea Romei, că e un vânător pasionat și iubitor de animale sălbatice, cum în realitate nu era, și auzind cum că aceasta, așa zisă patima lui, îl distrăgea de la problemele statului, împăratul a poruncit îndată ca toate animalele de pe domeniile imperiale să fie ucise. Apoi, auzind că anumiți oameni răutăcioși împrăștiaseră zvonul că împăratul prânzește foarte devreme, vrând prin aceasta să-l facă ochii poporului lacom la mâncare, împăratul luă cu strictețe asupra lui un regim al cele mai aspre postiri, atât în particular cât și la mesele oficiale. La mesele oficiale rare o lui vedea cineva gustând ceva, iar când surorile lui s-au aflat nevoite să apere pricina unei anumite proprietăți față de un oarecare cetățean,
împăratul, deși avea el însuși prerogativa de a judeca acea cauză, a preferat să o trimită unui tribunal public, astfel încât să nu poată fi acuzat de părtinire față de surorile lui. Cu adevărat, a păzit acest împărat cu mare frică cuvântul Domnului. Vai celui ce va zminti pe unul dintre aceștia prea mici care cred în mine. Matei 16 cu 6. Luare aminte. Să luăm aminte la lucrarea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli. La cum Duhul Sfânt i-a călăuzit pe apostoli prin toate necazurile și cumpenele vieții lor, umplând inimile lor de bucurie și de mângâiere. La cum Duhul Sfânt a făcut ca această sămânță a Evangheliei pe care apostolii au semănat-o în lumea întreagă să crească, să rodească și chiar acolo unde părea că s-a risipit în zadar. Predică despre Hristos, odraz la lui David. În zilele acelea și în vremea aceea voi ridica lui David odrazla, dreaptă și aceea va face judecată și dreptate pe pământ. Ieremia, capitolul 33, versetul 15. Cu aceste cuvinte, Sfântul proroc Ieremia a prorocit venirea în lume a Sfântului Mântuitor Iisus Hristos din vița lui David. Odrazla dreaptă este Mântuitorul însuși. Aceste cuvinte nu se pot referi la nimeni altceva, deoarece la vremea venirii Mântuitorului Hristos, pe tronul lui Iuda nu se mai afla de mult niciun descendent al lui David, ci dimpotrivă, pe tronul din Ierusalim se afla un rege străin de neam, Irod Idumeul. Nici atunci, nici până în zilele noastre, nu s-a mai aflat vreun conducător din sămânța lui David, la nivel politic și nici la nivel spiritual. La vremea nașterii Mântuitorului nu se aflau decât puțini oameni din sămânța lui David, iar ei trăiau săraci și necunoscuți. Între aceștia se număra preasfânta Fecioară născătoare de Dumnezeu și dreptul bătrân Sfântul Iosif Tezlarul. Este deci limpede că timp de 1000 de ani după ce s-a rostit această prorocie, nicio altă ramură demnă nu s-a pomenit, demnă de pomenit, nu s-a ivit în rădăcina lui David, afară de Mântuitorul Iisus Hristos. Acest lucru se vede limpede și mai limpede din următoarele cuvinte. Precum e numărată oștirea cerească, precum e nenumărată oștirea cerească și precum e nenumărat nisipul mării, așa voi mulți neamul lui David, robul meu, și ai leviților celor ce-mi slujesc mie. Ieremia, capitolul 33, versetul 22. Căci aceste cuvinte nu se pot aplica decât într-un sens duhovnicesc. Adică urmașii duhovnicești al lui David, prin și întru Iisus Hristos, adică sunt creștini. Numai creștinii au ajuns să fie miliarde, și acum sunt 2,5 miliarde pe pământ, dar de-a lungul istoriei vă închipuiți cât sunt. Noi toți suntem urmașii duhovnicești ai regelui David prin Domnul Iisus Hristos, care e odraza lui David și din sânge trupesc și duhovnicește. Căci numărul creștinilor, iar nu al descendenților după trup al lui David, din care am văzut că nu mai răfăsărisele până atunci decât foarte puțini, nenumărați de-a lungul acestor 20 de veacuri de creștinism, poate fi socotit ca nisipul mării și ca stelele cerului. O, fraților, să ne bucurăm noi creștinii că suntem în acest popor nenumărat al lui Dumnezeu. Printre popoarele cele mai slăvite din istoria lumii, atât ca număr cât și ca tărie sufletească, să ne bucurăm încă și mai mult că aparținem acelei odrasle drepte a lui David, adică a lui Iisus Hristos, care prin sângele său ne-a răscumpărat pe noi și ne-a smuls din ghearele celui străin. Ne-a înfiat și ne-a făcut pe noi împreună moștenitori ai împărăției celei veșnice. O, tot bunule Doamne, Cel ce ne-ai răscumpărat pe noi fiii cei risipitori și desfrânați din adâncul decăderii și a umilințelor, ne-ai făcut pe noi moștenitori ai împărăției tale, ție ți se cuvine slava, mulțumirea, lauda și preamărirea în vecii vecilor. Amin.